Dacia și-a prezentat planurile pentru următorii 5 ani în cadrul evenimentului Renaulution. Cu acest prilej, producătorul român a prezentat conceptul Dacia Bigster, care prefigurează primul SUV de segment C al mărcii. Conceptul introduce un nou limbaj de design, dar și un logo nou. Bigster își propune să aducă un aer proaspăt în segmentul C, cu toate că va folosi platforma CMF-B, cu toate că va folosi platforma CMF-B, ca și celelalte modele recent lansate, Sandero și Logan. Dacia Bigster prefigurează viitorul SUV cu 7 locuri al mărcii românești, care a fost așteptat încă dinaintea lansării actualei generații a lui Duster. Cu o lungime exterioară de 4,60 metri, Bigster va păstra filozofia Dacia, oferind clienților un SUV robust, spațios și perfect adaptat pentru escapadele în aer liber. Proporțiile conceptului Dacia Bigster se doresc a fi în egală măsură contemporane și atemporale. Liniile sunt simple, lipsite de artificii estetice inutile, inspirând robustețe. Semnătura luminoasă în formă de Y este de acum mai amplă, accentuând aspectul robust specific modelelor SUV. Interiorul se anunță la rândul său foarte primitor. Dacia spune că va fi printre cele mai spațioase din segment. Conceptul Bigster nu încorporează artificii de design, precum elementele cromate sau ornamentele cu aspect de aluminiu. Avem de-a face cu un SUV autentic, opțiunea asumată în acest caz fiind cea a utilizării de piese din material plastic reciclat pentru toate protecțiile laterale. Viitorul SUV Dacia ia în calcul încă din faza de proiect folosirea sistemelor de propulsie hibride și hibride plug-in. Dacia va extinde semnificativ gama de modele în următorii 5 ani. În afară de Logan și Sandero, lansate anul trecut, și de modelul Electric Spring, care va ajunge la clienți anul acesta, Dacia intenționează să lanseze alte 3 modele până în 2025. Cel mai probabil este vorba de Bigster, a treia generație a lui Duster, și de un vehicul comercial care să înlocuiască actualul Docker. Odată cu crearea noului business unit Dacia Lada, va fi exploatat la maximum potențialul platformei modulare CMF-B.